Doamnelor și domnilor stimați organizatori ai Galei Energy Awards, vă felicit și vă adresez cele mai bune gânduri la aniversarea celor 10 ani de existență a comunității Energy Nomics. Ați creat spațiul propice de comunicare și schimb de idei pentru întreaga industrie. Ați consemnat și informat cititorii, experții și partenerii din România și din străinătate despre modul în care a evoluat sectorul energetic din țara noastră. Dumneavoastră aveți un rol important în dezvoltarea industriei energetice într-o perioadă cu masive transformări, dar și severe incertitudine. Pentru noi este relevantă și necesară promovarea României ca un pol de siguranță energetică în regiune. Obiectivul strategic al României trebuie să rămână atingerea independenței energetice ne-am asumat calea spre energie regenerabilă, spre tranziție verde. Această tranziție se regăsește în România, în programul de investiții pentru dezvoltarea capacității de producere a energiei nucleare. Decizia SUA, anunțată în luna iunie acestui an, de a finanța cu 14 milioane de dolari etapa preliminară a studiilor de inginerie și proiectare pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici din România, este componentă esențială a dezvoltării programului nuclear civil național. Utilizarea noului tip de tehnologie SMR va contribui la întărirea profilului energetic al României în acord cu viziunea europeană de protejare a mediului și cu țintele de decarbonizare asumate. Proiectul nostru ambițios vizează construirea reactoarelor 3 și 4 de la centrala Cernavodă, pentru care Banca de Export-Import a Statelor Unite ale Americii va acorda o finanțare de 3 miliarde de dolari României. Baza a doua de realizare a reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă va demara anul viitor și se va încheia în anul 2025, iar cea de-a treia se va derula în perioada 2025-2030. Aceste soluții de finanțare se înscriu în programul nostru de creștere a producției de energie electrică din surse curate, nepoluante. Componentă importantă a dezvoltării surselor noastre de energie. Guvernul sprijină investițiile în noi capacități de generare din surse regenerabile prin scheme de suport fonduri europene și încurajează investiții în tehnologii noi, precum baterii de stocare a energiei sau hidrogen. Pe termen mediu și lung, Guvernul caută să promoveze un cadru legislativ dedicat producției de energie din sursa eoliană offshore la Marea Neagră, utilizând experiența similară din industria petrolieră offshore. Pe segmentul de gaze naturale, România se bucură de resurse proprii care pot fi exploatate rațional. Avem primele gaze de anul acesta din Marea Neagră iar independența privind gazul național a crescut la 90%. Schema de plafonare și de protecție a populației și a persoanelor juridice asigură până la 31 august 2023 predictibilitate și stabilitate pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Începând cu 1 ianuarie 2023, sunt păstrate tarifele mici pentru consumatorii caznici cu consum sub 255 de kW pe lună și am adăugat un nou tarif plafonat pentru cei cu consum peste 255 de kWh oră pe lună. Aceștia vor plăti maxim 1,30 lei per kWh. Se va menține prețul de un leu pentru IMM-uri și un preț pentru marii consumatori de 1,3 lei. Cum în acest an marcăm 25 de ani de la încheierea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, consider potrivit să amintesc acest lucru astăzi, cu atât mai mult cu cât implicațiile acestui parteneriat asupra industriei energetice sunt covârșitoare pentru România, pentru regiune și pentru partenerii din America de Nord și din Europa. Remarcă agenda Galei Energy Mix la 10 aniversare include și un mesaj din partea Excelenței Sare, ambasadorul Richard Morningstar, fost trimis special al Secretarului de Stat al Statelor Unite pentru Energie în regiunea Eurasia. Prin implicarea excelenței sale, un mare prieten, colaborator și fondator al Global Energy Center al Atlantic Council, România și-a consolidat mai bine poziția ca partener de încredere pentru Statele Unite ale Americii, inclusiv în domeniul energetic. În final, vă felicit pentru asumarea rolului activ de comunicare într-unul dintre cele mai dinamice și importante domenii de activitate industrială. Vă doresc succes în dialogul pe care îl veți derula și vă asigur de sprijinul de plin pe care guvernul îl acordă dezvoltării sectorului energetic. Vă mulțumesc!